După un sfert de secol, amintirea celor care au luptat pentru libertatea noastră este încă vie în inimile urmașilor. Revoluția din decembrie 1989 reprezintă unul dintre momentele cheie ale istoriei poporului român. Evenimentul de azi a debutat cu o slujbă de pomenire oficiată de un sobor de preoți, în frunte cu episcopul Slatinei și romanaților, preasfințitul Sebastian. Avem astăzi o datorie de onoare să-i comemorăm pe ei, eroii Revoluției, cei care au luptat și au plătit cu jertfă de sânge recâștigarea libertății și a valorilor naționale. Astăzi, la 25 de ani de la sângele vărsat, suntem un popor liber și demn. Să onorăm și să păstrăm vie memoria celor care și-au jertfit viața pentru libertatea noastră, a tuturor, și să arătăm respectul și recunoștința cuvenită celor rămași în viață. Tot astăzi, o delegație a Jandarmeriei Olt a participat la activitățile comemorative organizate în localitatea Comani, unde a fost depusă o coroană de flori la monumentul eroului sublocotenent Popa Daniel Vasile, militar împușcat la Otopeni în data de 23 decembrie 1989. Manifestările dedicate comemorării evenimentelor din decembrie 89 s-au încheiat cu defilarea gărzii de onoare.